Merge? Cred că merge. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem câteva baloane. Cum ieri a fost un event cu drop de mingi. Asta și eu, nu știu, mi-a făcut vreo 240. Ce trebuie să dai? O minge de fulba, corect. O să încerc să mai stau și astăzi, să văd câte reușesc să mai fac. Și apoi să le deschidem împreună. Sper să ajung să am vreo 40, pardon. Da, normal 400 de minci, cum e atunci. 40 de baloane de aur și apoi o să le deschidem împreună. Iar după ce o să le transform, o să filmez din nou și o să vedem ce o să-mi iasă din 40 de baloane. Sper să fac 40 de baloane. Așa cum am promis, am transformat mingile în baloane, cele farmate de ieri plus cele farmate de azi, și am reușit să strâng aproape 40 de baloane. Mai trebuiau doar 3 mingi ca să am 40 de baloane. Dar n-are nimica, sunt bune și 39, sunt chiar foarte bune. Practic, eu vreau un singur lucru din aceste baloane, doar cititele concentrate și atât. În rest, nu mă interesează absolut nimic ce poate să împice din ele, să zicem poate în afară de perla albă și cam atât. Dar în principal aș prefera mult mai mult să primesc un citit concentrat decât o perla albă. Așa că haideți să le desfacem împreună, să vedem ce luăm din 39 de baloane. Hai să începem. Bun, ce am luat? Medalie. Ok, vrăjește, bun. Citit concentrat, perfect. Babazen. Bastre, elixir, te prostit. Nu mai prost, alb. Să zici. Albastră, vai, 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 ce drăguț. Hai cu cititele concentrate, te rog. Am nevoie de citite concentrate. Hai, două citite până acum. Măcar trei citite, perfect. Hai, încă două mai vreau. Încă două și să mulțumim. Te rog, lasă prostiile. Perfect, încă unul. Haide încă unul. Hai că se mai poate. Vrăjește, bine, vrăjește, ok. Vrăjește, oh. Frumos a dat o serie de numai de vrăjește. Perla albă, hai, un citit, perfect. Am luat 5 citite, practic eu să mulțumim. Încă unul vrăjește, bastră. Deci din 39 de baloane am luat 5 citite, 5 vrăjește și 3 albe. Restul nu prea contează. E destul de ok, zic eu. E un drop ok, nu e nici rău, nu e nici bun. E exact ce vrea. Am primit 5 concentrate, e cum mulțumim. Și cum am ajuns eu frumos în mapă, am reușit să mai fac rost de încă 7 baloane. Așa că haideți să le deschidem și pe astea repede, de pe jur. Să ne apucăm de altă treabă. Albastră, elixirul lunii, carte comandant, perla albă, comandant, albă și albastră. Bun, deci practic mai nimic, două albe. Bun, cam astea au fost toate baloanele de aur. N-am primit cine știe ce, dar sunt mulțumit și cu ce mi-a dat. Mi-am atins obiectivul, am luat 5 concentrate, ceea ce e destul de ok. Și dacă tot am început să deschidem baloane, am mai găsit pe un cont mai vechi de-al meu și niște scuici. Așa că haideți să le deschidem și pe ăștia. Ne mai distrăm și noi puțin, așa că apăvrim un pe la level. Haideți să vedem ce reușim să luăm. A dispărut. Bucate de piatră. Mai duc pe albă dacă se poate. Bucate de piatră, dispărut, vai, dar nu, nu, dar nu, dispărut. Bucate, vai, 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 ia, bucate, ia, bucate. E măcar o perlă. Oie. Ok. În sfârșit, am luat o albă. Aleluia. Ha. Măcar am luat o albă. Oricum, ne-am desfăcut mai mult la distracție, nu ne-am desfăcut să scot ceva, pur și simplu ne-am găsit un cont mai vechi și am zis, băi, hai să ne deschidem și pe asta. A venit vremea să încerc să dau și eșarfa la plus. Bun, combinație, da, și cred că aici. Bun. Prima oară trebuie să punem, din câte știu, eșarfa bună, a doua oară pe cea pe care vrem să o spargem.
pe care vrem să o combinăm. Bun, deci practic avem șansa să se facă între 23 și 25. A ieșuat, a rămas 23. Din păcate, n-avem ce face, asta e. Asta a fost a 14-a încercare. Am avut noroc și am mers din prima. Am avut eșarfă de 19 cu armă beta plus 9, 2X semi-om, lamă dinte dragon plus 9. L-am băgat pe eșarfă de 19, este și un videoclip pe canalul meu dacă vreți să vedeți. Și am avut noroc să obțin o absorție de 23 din primul plus. Apoi următoarele 13 sau în următoarea 12, mai bine zis, mi-a ieșuat. Deci practic asta ar fi a 13-a eșuare consecutivă. Măcar am zis să-mi combin costumul, că atât pot face, dacă ieșar până a mers, măcar costumul o să meargă sigur. Ok, și da, m-am făcut. Măcar atât, dacă ieșar până a vrut să fie, măcar costumul. Și cam asta a fost cu eșarfa. Am zis a 13-a eșoare consecutivă, am consumat o grămadă de bani. O să mai consum în continuare pentru că nu mă las, vreau să fac una cu 25 absorție. Da, o să le plusăm împreună de acum încolo. Pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat cum să faceți banii, am zis să vă arăt cum vă puteți face o sumă destul de frumoasă la un nivel mai mic, pentru că știu că mulți dintre voi nu jucați la nivel mare, majoritatea stau la nivel mic sau chiar și cei mari care au fost, să zicem, și au avut conturi de 90 plus, le-au lăsat pentru conturi mai mici. Nu știu, dacă vouă așa vă place, așa jucați. Nu trebuie neapărat să aveți level 120 dacă nu vă place chestia asta, pentru că, după cum știți, dacă aveți și level, automat trebuie să aveți și item, adică trebuie să investiți, nu glumă. Astăzi o să vă arăt cum ați putea face bani la nivel mic. În primul și în primul rând este bine să-ți verifici piața. Depinde pe ce server joci și trebuie să vezi ce ți se caută la tine pe server. De exemplu, la noi pe Nemesis se caută leacurile cu plus. Sunt destul de scumpe, 3 milioane bucata, ceva în genul. Și atunci, din moment ce ți se caută un item, te duci și farmezi la itemul respectiv. Bun, și o să vă arăt. Mi-am făcut acest cont de nivel 40, M2 Aura, deci nu este un super cont, nu este ceva ce voi nu puteți avea, este ceva pur și simplu normal, cu iteme normale, să zicem doar asta ce ar fi full bonus și 10 critică, dar în rest iteme normale, 1500 PV, 2000 PV, scut, nici măcar n-are imun, cu 16 bloc, coif plus 9, FMS 3 și o medie, deci pur și simplu sunt iteme normale pe care și voi le puteți avea foarte ușor. Așa că și încă ceva, da, va trebui să aveți și un buff măcar cu un M7 sau M6 undeva pe acolo, se cunoaște oricum și acel M5, M6, M7 undeva pe acolo, dacă ați reușit să aveți, să faceți roze de un buff de genul, ar fi perfect. Bun, chiar dacă după nu o să mă alung de voi, probabil, n-are nimic, să vă știu mulțumiți și mie mi-e ok, eu am și conturi mai mari, pot să farmez și în alte mape, nu e problemă, nu stau eu și farmez numai aici, dar asta este doar o modalitate. Bun, deci tot ce aveți de făcut e să faceți un cont nivel 40, puneți niște iteme cât de cât ok, faceți rost de un buff măcar cu un M5 dacă nu mai bun și veniți la DT. Iar aici aveți metină, după cum știți, de level 50 pe fiecare CH. Și pur și simplu voi stați și îl băteți și spargeți mobii din el. De aici pică destul de ok leacurile cu plus. Leacuri care v-am zis, cel puțin la mine pe Nemesis, sunt 3 milioane. Nu știu, pe alte server poate ar fi mai scumpe, mai ieftin, dar la noi asta este prețul. Și asta înseamnă că poți face o sumă destul de frumoșică din ele. Bun, momentan n-am avut noroc la așa ceva, dar cum sunt 6 metine care putem să le spargem, să zicem, într-un interval de timp scurt, o să vedem cum o să decurgă treaba mai departe. Deci schimbăm CH. Bun, am intrat pe CH2, ne continuăm treaba. We'll be right back.
Hai că cred că am reușit să o sparg oare? Nu. Bun. Deci n-am primit mare lucru. Schimbăm CH-ul. Am intrat pe CH3. La fel ne continuăm turul. Deci se pot face bani destul de ușor aici, chiar dacă nu ai noroc să spice leacuri, uite, oh, perfect, un leacu plus. La fix a venit, deci practic am făcut 3 milioane. Am schimbat CH-ul, intrăm în turn și ne continuăm drumul. Deci până acum din 3 metine avem un leac cu plus. Sunt curios la final câte leacuri o să avem. Chiar și unul, să zicem că ne pică un singur leac pe tură, asta înseamnă 3 milioane plus banii din cărți și din orice altceva. Da, momentan eu sunt singur, e bine. Încă un leacu plus. Oho, super! Avem 6 milioane până acum. Ne plimbăm puțin să nu ne omoare tovarășii. Perfect. Avem aici câțiva oameni ai ciumii. Neapărat trebuie să-i omorâm pe aceștia, că din ei pică leacurile. N-au mai picat, oricum avem două. E perfect. Am intrat pe CH1, din păcate n-am avut metin pe 6. Trebuie să facem un total de 6 metine, să completăm o serie. Abia atunci putem trage linie și să zicem asta este dropul după 10 minute de farmat după 6 metine. Practic cam atât, cam 10 minute ți-a să spargi 6 metine. Hai să zicem un maxim 15, dar nu mai mult. Bun, deci am dropat până acum 3 leacuri, să vedem dacă vine și al patrulea, și a venit și al patrulea, perfect, perfect. Deci 4 leacuri până acum, în mai puțin de 15 minute. Asta înseamnă undeva la 12 milioane în 15 minute. Nu știu o altă mapă la nivel mic unde poți face banii ăștia într-un timp atât de scurt. Avem 4 leacuri pe tot ceea ce i-am stabilit. Mi-am propus. Hai, mori. Bun. Deci nu ai dropat. Perfect. Atunci înseamnă că poți să-ți spamezi. Poate o să primești o aura sabiei. Să completezi seria. Bun. Mă lași, te rog, să-mi iau cartea. Bun, mersi. Iureș cred că a fost sau nu? Nu. Iureș, aruncarea fulgerului. Ah, ok. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l apreciați, să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o deja. Dați câteva palme butonului de share să ne strângem cât mai mulți. Eu vă mulțumesc la fiecare parte pentru acest lucru. Iar până data viitoare, ciao, pa!